Ia să vedem ce e chestia asta. Windmill. Oh, și voi aveți acolo generatoare eoliene. Nu știam. Deci, vezi, toate astea de aici, asta e generatoare eoliene. Au făcut ferme, dar sunt multe, se pare că. Că e un lucru bun. Deci, exerciții, exerciții, aerial survey. Ia să vedem, exerciții ăsta, uite, aici. Toată zona asta mare, care este mai mult de un județ, se zboară cu avioane NATO. Uite, exerciți de la 1500 de feet până la 1000, până la 1050 de feet. Și românii cu feet, știi? Îi pupă în cur pe americani. Parcă nu puteau să facă și ei în metri ca rușă. Ei trebuie să fie mai cu moți, așa, știi, să sugă osul ăstora din vest. Și acum, după cum vezi, ia să vezi, după cum vezi, îți aduc avioane militare acolo ca să zboare deasupra casei, să țină oamenii în spaimă, asta fac ei. Uite cum se zboară aici. Temporary danger area activity, nu știu ce. Da, se zboară deasupra Mării Negre, că e acolo se bat ăștia rușii cu ceilalți. Da, în fine, poți să pălăvrăgesc aici cât vrei, că îi de vorbă. Dar după cum vezi, în România, chestii nu sunt normale. Când era pe vremea lui Ceaușescu, nu se întâmplau chestiile astea, că zburau avioane militare pe acolo, făceau exerciții una alta, dar nu era în halul ăsta. Să vină. Adică, mai veneau și avioane de la ruși, într-adevăr. Dar nu era, știi, să bâzie tot timpul pe deasupra capului, să auzi avioane, jeturi din astea militare. Să țină populația în frică, știi, să te facă să crezi că războiul este iminent, că este aproape și că îi bate la ușă războiul și că trebuie să stai cu frica în sân. Na, eu îți spun o chestie legată de psihologia umană. Ia să te uiți după COVID, câtă lume s-a îngrășat, câtă lume a murit de inimă. Dacă te uiți la statisticile legat de sănătatea populației, statistici medicale, să vezi câte cazuri de infarcturi au fost. Și atunci vei zice, oh da, ăia vaccinații. Da, bineînțeles, s-o vaccina lumea așa, dar cum să știi tu dacă e vorba de frica indusă datorită acestor conflicte, frica indusă de către știri, de către media, sau a fost într-adevăr ceva legat de vaccin sau poate a fost dieta industrializată din vest, da? Deci sunt o grămadă de factori care au venit odată cu cultura vestului. Și COVID-ul ăsta nu a venit din China, a venit din Canada. A venit din Canada și a ajuns prin China, cu ajutorul Chinei, a ajuns și în altă parte, dar din lumea vestului au venit toate astea. În fine, deci am vrut numai să-ți arăt asta. Informația o poți obține dacă te uiți la hărțile de aviație, hărțile pentru piloți. Asta este un program care mă costă niște bani în fiecare lună și să dezactivez notamurile, să dezactivez traficul, vizibilitatea. Ok. Obstacolele. Și acum harta este foarte curată. Și când vreau să folosesc pentru ce am nevoie de Canada, de harta asta. Pentru că numai pe asta am plătit-o, de asta vezi albă aici, restul nu-s de ale mele, n-am plătit pentru alte hărți. Și eu locuiesc în zona asta. Și așa arată hărțile de aviație pentru piloți. Și
După cum vezi, astea sunt spații aeriene normale. Deci astea sunt aeroporturi, astea sunt cercurile astea mai mari, sunt aeroporturi. Și dacă vreau să le văd cu acele NOTAM, nu știu, uite, aici este NOTAM-uri. Ah, aici e puțin, se mai zboară un pic, așa. Ce-o fi aici? A temporary restriction. Forest fire within area boundary. Oh, yes, focurile de pădure, că vine vara. De fapt, e iunie, nu și cu vara. Da, deci sunt câteva zone de astea mai restrânse din punct de vedere aia. Deci, după cum vezi, se zboară deasupra oceanului și zice aici, e clar că e exerciții militare, zice așa, Speed Air Central, due to aircraft maneuvering, the following areas are NOTAM'd at the times indicated. Da, și zice aici că se zboară military. Should anticipate clearance, nu știu ce, dar zice că sunt exerciții militare. Toată zona asta din zona oceanului, deci avioane militare zboară deasupra oceanului și o fi de asta o joint venture, un fel de coaliție între americani și Canada, dar știu sigur că aici, lângă Seattle, este un aeroport militar. E o insulă aici, chiar lângă ocean. Chiar am trecut pe lângă baza aia navală și militară și probabil că ei au rază de acțiune. Dacă aș vrea să măsor distanța, ia să văd dacă pot să măsor distanța aici. Nu. No. 300 de nautical miles, deci vreo 600 de kilometri. Totuși cam departe. Dar eu zic că jeturile alea militare au rază și mult mai mare, și 1000 și ceva de kilometri. Probabil că și mai mult, că un avion de ăsta mic, de agrement, are 40 și ceva de kilometri. Nu, passing nautical mile, deci vreo 800 de kilometri un avion de agrement cu tankurile, cu rezervoarele pline. Deci avioanele de militare bănuiesc că trebuie să meargă mai mult de atâta, nu știu. Oricum, asta e ideea, că aici se zboară pe lângă, deasupra oceanului, pe lângă Canada și Statele Unite. De-aia e zona asta restrânsă. În Statele Unite nu sunt mari. Ia să văd ce e aici, California. Golful Californiei. Deci e așa ciudată chestia asta. Danger area activated. Danger area. Până la 6000 de feet de la nivelul oceanului. Da, or fi, avem și aici. Baia California. Nu știu. Dacă nu fi Tijuana. Ia să văd ce este astea. A, și aici se zboară cu dronele. De ce zboară halul ăsta cu dronele? Ce au aici? Nu zice dacă sunt drone militare sau nu, zice unmanned aircraft scheduled. Na, treaba lor, ei știu de ale lor. Airspace de restricted area. Ce-o fi asta? Nu știu, pare zona muntoasă lângă ocean. Oh, yeah. Coasta Californiei sau ce-o fi aici. Da, în fine. Cam asta vreau să zic. Am vrut să fac eu un video mai scurt, dar m-am cam lungit jumătate de oră. Dar vreau să-ți spun că în România este mai multă activitate. Și cu asta în concluziune video de astăzi. Dacă dacă mai postez video, înseamnă că nu au venit
Nimeni acasă să mă caute, să mă întrebe de ce spun lumii știri din astea. Nu vreau să te pun în panică, vreau numai să zic că nu trebuie să cazi în capcana asta a propagandei din vest. Lumea a căzut și am căzut și eu în propaganda comuniștilor, care încercau să deconecteze pe oameni de biserică, de Dumnezeu. Și era mic și prost și n-am știut că exista propaganda capitaliștilor. Ceaușescu ne spunea și interzicea oamenilor să asculte posturile alea de radio interzise. Europa Liberă, Vocea Americii, da? Erau interzise. Dar Ceaușescu, nu știu dacă gândea că românii sunt proști și dacă ascultă propaganda vestului, cad în capcana aia și se duc și fug în mase în vest. Că după cum vezi, s-a întâmplat. Și am plecat și eu de acolo pentru cam aceleași motive, nu știu. Deși mă gândesc că am mai multe posibilități aici, dar ideea este că te gândești, care sunt ăia mai mincinoși? Capitaliștii sau comuniștii? Care sunt ăia mincinoșii? După cum vezi, sunt două forțe. Comuniștii, care încă mai controlează Rusia și China, și capitaliștii, care sunt ăia care s-au vis de bani. Și până la urmă, toți au satana în spate. Să ai seară faină!